Iarna bate la ușă, iar asigurarea încălzirii în drobeta Turnul Severin reprezintă în continuare o problemă stringentă. Pentru a furniza căldură în apartamente și instituții, primăria are nevoie de 70 de milioane de lei. Dacă orașul nu va primi sprijin de la guvern, este posibil ca cele 24.000 de apartamente să rămână în frig. După calcule făcute la prețurile actuale, a ieșit un preț al gigacalorii undeva la aproximativ 900 de lei. După anul 2016, odată cu intrarea în faliment a fostei regii pentru activități nucleare, asigurarea căldurii în apartamentele din drobeta Turnul Severin a intrat în atribuțiile primăriei. În fiecare sezon rece, însă, autoritățile locale solicită sprijin de la guvern pentru a putea asigura agentul termic. Și anul acesta, istoria se repetă, astfel că primăria a cerut din nou bani de la executiv. Pentru a trece de tot sezonul rece, este nevoie de aproximativ 30.000 de tone de păcură, acest lucru însemnând că primăria ar mai avea nevoie de suma de 70 de milioane de lei, pe lângă banii alocați din bugetul local pentru capitolul încălzire. În plus, autoritățile spun că mai au de încasat bani de la populație pentru iarna trecută. În acest moment, din calculele noastre, ne-ar trebui undeva la 70 de milioane de lei. Sunt bani de care avem extrem de multă nevoie. Severinul e singurul municipiu reședinte de județ care se încălzește pe păcură, suntem încă în sistemul centralizat și dacă nu am reușit să luăm acești bani, efectiv n-am putea funcționa. Mai avem și noi strângi la primărie, punem și noi, dar o să mai luăm și de la cetățenii pe măsură ce încasăm facturile, dar avem neapărat nevoie de acești bani. Ar rămâne 24.000 de locuințe, ar rămâne fără căldură, grădinițe, spitale, școli. Avem 100 de milioane în acest moment datorii făcute în anii anteriori. Deja primăria este blocată la acest nivel. ANAF ne-a și trimis somații. Avem 69 de milioane la ANAF și 35 de milioane un împrumut luat de la trezorerie, tot pentru asigurarea agentului termic în 2019. Producerea agentului termic în municipiul Drobeta Turnul Severin este necesară să folosim păcura. Aceasta necesită un consum zilnic între 160 de tone și 285 de tone zilnic în perioada de vârf. Prețul la păcură în acest moment este undeva la 4.300-4.400 de lei, dar nu putem fi siguri că și la începutul sezonului energetic vom beneficia de același preț. Poate să fie undeva mai mare sau mai mic. Sigur, prețul va produce modificări. După calcule făcute la prețurile actuale, a ieșit un preț al gigacaloriei undeva la aproximativ 900 de lei. Fără un sprijin consistent venit din partea guvernului, primăria nu poate asigura de una singură căldura în oraș, existând posibilitatea ca oamenii să înghețe în case, copiii în școli și pacienții în spitale. De altfel, și prețul pe care îl va plăti populația va crește substanțial față de anul trecut, lucru care i-a determinat pe unii dintre severineni să aleagă alte soluții de încălzire. Cresc cu totul, și văd că din zi în zi cresc, pensiile, salariile nu mai vorbesc, rămân aceleași. Dar e bine că cei din Parlament și Camera Deputaților și toți cei de la conducere, e bine că își măresc salariile. Mai faceți față, da, doamnă? Nu facem și normal că nu facem, mai ales că pe lângă trai mai avem și medicamente de luat. Dacă nu primim bani de la guvern, nu mai primim căldură. Cum vedeți? Nu cred că ar trebui să gândească guvernanții precum crezi la ei salariile și vă dați seama. Trebuie să gândească și la noi populația de rând. Suntem pe panouri San Giui și suntem foarte mulțumiți cu ele. Avem două și un aer condiționat care merge până la 40 de grade, minus 40, și ne încălzăm și n-am depășit pe CEZ Oltenia, n-am depășit media de 4.850. Vara mai puțin, toamna și iarna mai mult. Dacă era să mă raportez la condițiile de acum 6 ani, că am fost consilier juridic la RAN, era mai bună condiția centralizată. Dar de unde să mai fie acum, că nu mai e, nu? Și e foarte scump, nu. Sunt asociații de proprietari care, știind că urmează o iarnă grea, au început să strângă cureaua și să pună în avans bani pentru căldură. Nici n-am semnat contractul pentru că nu ne-au comunicat prețul ca să putem să ne facem socotelele cum trebuie să creștem fondul de român pentru a putea plăti. Deci e groaznic prețul ăsta.
măcar dacă l-anunțau pe ăla care știau că a fost la preț de fabricație la sfârșitul anului trecut și să fi suportată din el numai creșterea. Dar n-au făcut nici lucrul ăsta. Se vede că vor să ne norocească oamenii. Ceea ce se vorbește, că oamenii vor pierde proprietățile, casele, într-adevăr cu acest preț le vor pierde. Pentru motivul că pe lângă acest preț noi ne putem să plătim, asociațiile vor fi penalizate. Penalizările curg pe zi de întârziere și va fi groaznică datoria la care sunt impuși. Conform legii, furnizarea căldurii în sistem centralizat trebuie să înceapă atunci când, timp de 3 nopți consecutiv, se înregistrează temperaturi sub 10 grade Celsius.